România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit. Încă nu avem textul ordonanței de urgență din această dimineață, dar colegii mei de la știri au făcut rost de un draft pe care am apucat să mă uit preț de câteva minute între intervenția din emisiunea anterioară și acum și vă spun în felul următor. Față de textul care a circulat vineri, la articolul 8, a mai fost adăugat un cuvânt, unul singur, în care se referă, și aceasta este o normă tranzitorie, ce se întâmplă cu procurorii care, în cazul nostru, nu au 10 ani vechime și care sunt la DNA și la DIICOT. La articolul 8 se spune așa, procurorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își desfășoară activitatea în continuare la PG, DIICOT și DNA, numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 303/2004 Republicat. Altfel spus, nu mai pot rămâne. Mă gândesc acum în special la dosarul Teldrum, un dosar care îl afectează direct pe Liviu Dragnea și unde procurarea Alexandra Carmen Lăcrânjan are 8 ani vechime. Pe de altă parte, așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, azi noapte procurorul general, parchetul general, a dat spre comunicare un text în care se arată cât vor fi bulversate parchetele în urma acestei ordonanțe de urgență. Nu că ele n-ar fi fost deja bulversate după noile legi ale justiției, dar pur și simplu sunt, pe de o parte, sunt excluși o parte dintre procurorii care lucrează la anumite dosare, cum ar fi dosarul evenimentelor din 10 august, asta a spus-o procurorul general în această dimineață, l-ați auzit și în jurnalul de știri, sau dosarul Revoluție, sau uite dosarul Teldrum, descoper eu acum, dacă acesta e textul care va apărea în monitor oficial, luați-o cu rezervă, v-am zis, este un draft, aceasta nu este ordonanța de urgență, este textul care a intrat în ședința de guvern. Să vedem dacă la fel a și ieșit. În această situație, foarte probabil că vor rămâne foarte multe dosare fără procurori, dosare sensibile, cum zice procurorul general. Ce se va întâmpla mai departe? În mod normal, alți procurori vor prelua dosarele respective, dacă ne gândim numai la cei de la DNA, care au o grămadă de dosare pe cap și oricum erau foarte puțin față de câte dosare aveau, vă dați seama, vor fi încărcați și mai mult, probabil că vor întârzia și mai mult anchetele. Și mi se pare că asta e tot ce au urmărit în acest moment. Din partea, adică beneficiul direct al lui Liviu Dragnea și al familiei sale, cred că asta este, de scoaterea procurorului Lăcrânjan. La dosarul cu 10 august, pe bune, nu știu de ce s-au stresat cu asta. Vă spun sincer. Și acum intrăm în dezbaterea noastră. Deci, câte luni s-au împlinit de la evenimentele din 10 august? Suntem la jumătatea lunii octombrie. Au trecut 2 luni și procurorii abia, dacă au identificat vreo 2 dintre cei care au provocat violențe în Piața Victoriei și au justificat intervenția jandarmilor, i-au pus sub acuzare pe șefii jandarmeriei, i-au pus sub învinuire pe șefii jandarmeriei, dar în același timp încă așteaptă desecretizarea unor dosare, ceea ce arată că executivul, într-un mod foarte simplu, a reușit totuși să blocheze ancheta respectivă. De aceea vin și vă întreb și vă amintesc dezbateri pe care noi le aveam acum mai bine de jumătate de an înainte de plecarea Codruței Chioveși și de la DNA despre, și nu numai, opinii din societate. Dom'le, DNA-ul este o instituție matură, parchetul general merge înainte, dar eu vă întreb dacă am trăit cu toții o iluzie. Dacă n-a fost decât nebunia unui om și a noastră ca societate, care am crezut că, băi, în România există justiție. Dacă ei se orientează, de fapt, în momentul de față. Mulți vor să plece la pensie. De-aia le-au și dat ocazia asta. Le-au scurtat perioada în care pot ieși la pensie. Și de-aia vă întreb. Și eu cred că asta e o dezbatere pe care noi trebuie să avem la modul serios. Pentru că societatea noastră, așa cum vă spuneam, e pe buza unei prăpastii. Încă n-a căzut în prăpastie. Prăpastia fiind dictatura. În momentul în care ai pus mâna pe justiție, în momentul în care ai procurorii care îți arestează oameni și pe care îi pui mai departe să îți vâneze oponenții politici sau mai știu eu ce, de acolo încolo e dictatură. Știu, paradoxal, și ceilalți acuză DNA-ul că ar fi făcut același lucru. Dar acum, la modul foarte serios vorbind, vă întreb, mai merită să mai luptăm pentru justiție? Sau noi, ca societate civilă, tot ce mai avem de făcut e să așteptăm niște alegeri și să sperăm
că, nu știu, participarea va fi atât de mare la alegeri încât nu vor putea fi falsificate. Am avut recent și povestea asta cu referendumul, care au scos frânele de verificare. S-a dovedit că se poate. Da? E, asta e dezbaterea de azi. Mai merită, mai este sau nu pentru societatea românească justiția în momentul de față o miză, o temă? 0372069599. Vă rog să răspundeți sincer și cu argumente. Cătălin, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Am ascultat cu atenție ce ne-ai spus și eu sunt în tabăra celor care cred asta, că nu știu, nu prea mai avem ce să facem acum. Uh-huh. Și vorba ta, Purceaua, eu cred că, nu știu, dacă nu e moartă în coteț, probabil e paralizată cu spray acolo. Și cred că totuși eu unul aștept alte alegeri. Chiar gândindu-mă la ceea ce a spus Petreanu azi dimineață, extraordinar, până, hai să zice, eu unul votez, voi vota la următoarele alegeri pe cei care nu au mai fost la conducerea țării în ultimii 20 ceva de ani. Foarte bine gândit. Și eu cam asta aștept alegerile, când mă voi duce să votez pe unii care nu au mai fost până acum la conducerea țării. Cu singura și marea observație că votul nostru trebuie să și conteze. Adică v-am spus, spaima mea cea mai mare legată de schimbul de putere în România este asta. Că alegerile vor fi falsificate într-o așa de mare măsură încât nu va mai conta foarte mult câți opozanți are domnul Dragnea. Și țineți cont că asta cu justiția are un rol acolo, pentru că dacă au procurorii, nu le mai e teamă să fure la alegeri. Corect, dar îmi aduc aminte, acum mi se pare că chiar tu ai spus, la un moment dat, că este foarte greu să furi mai mult de 10% din alegeri, nu? Mi-aduc aminte bine? Păi nu. Din câți vin? 10% din câți vin? Din câți vin, tocmai da. De aceea, în momentul în care la referendum ai avut participare mică, n-ai putut disimula prea multe autocare cu oameni, la fel cum atunci când masa de oameni care vine la alegeri, da? Acolo unde nu contează pragul, ci contează ce votezi, îți reduce posibilitatea de a schimba foarte mult procentele. Fur, dar cât poți să furi? Dacă îți vin 10 milioane de oameni, ce mai poți să faci? Atunci în România e cazul să ne mobilizăm atât de tare și să mergem în proporție de 80%, cum am ieșit după Revoluție. Asta este o utopie, să știți. Este o utopie. Da. Din rațiuni obiective. În primul rând, că avem o populație tânără care nu ia bacul în proporție de 40% și care nu prea știe pe ce lume trăiește. Și cei care iau bacul nu sunt foarte interesați de politică. Din ce știu eu, până în 20 de ani sau până în 25 de ani, chiar participarea undeva la 20-30%. De asemenea, e o populație de peste 70% și vedeți că speranța de viață, adică media în România, a crescut mult față de anii 90, care după 70 de ani mai greu se deplasează la urne. Și acolo este absenteism mare. De-aia vă spun, eu nu cred că, ne mai vorbim de cifrele alea despre câți oameni mai sunt în România. Deci ce înseamnă 50%? Suntem 18 milioane sau suntem 15 milioane care putem vota la o adică? Este greu să obținem, adică la modul realist nu cred că ne putem propune să vină la vot mai mult de 60% din populația cu drept de vot. Mulțumesc, Cătălin. 0372069599. Vali, bună ziua. Vali, vă ascultăm. Alo? Da. Bună ziua. Despre justiție vorbim azi. Am înțeles despre justiție. Din păcate, merită luptat, părerea mea, merită să luptăm pentru justiție, cu toate că nu cred că se mai poate face ceva. Părerea mea e că Liviu Dragnea deja a câștigat și s-a văzut, am avut două bătălii care le puteam face. Una, când a făcut PSD-ul meeting, da. Părerea mea era că a doua zi noi trebuia să ieșim și mai mulți în... Am ieșit pe 10 august. Să-i demonstrăm. Am ieșit pe 10 august și vă asigur că pe 10 august au fost mai mulți oameni decât la meeting-ul PSD. Vă asigur, indiferent ce vă spun. Da, într-adevăr, dar trebuia continua și pe 11.
S-a continuat și pe 11. Trebuia continuat. S-a continuat și pe 11. Prea puțin. Tu ne știți care e problema? Hai, pe bune, acum asta e o dezbatere. Ne mutăm în stradă. Nu? Da. Hai să ieșim în fiecare zi atunci, după ce plecam. Eu v-am mai zis chestia asta. Plecând de la serviciu, ne oprim o oră în Piața Victoriei din București, alții în alte piețe, fiecare pe unde are el traiul. Putem să facem asta o perioadă de timp, că suntem cu sărbătoarea iarna, păi să apropie frigul. Păi să-l dai jos. Păi da, se pare că numai iarna trebuie, numai iarna ieșim. Numai iarna ne apucă, da? Da. Nu cred că mai poate, dacă te uiți un pic la el, la orice interviu, el zâmbește. E, nu înșelat, n-are nicio treabă. El își face treaba... Nu știu dacă e așa cum ziceți dumneavoastră. Din contră, el are foarte multe, vă referiți la Liviu Dragnea, are foarte multe ieșiri nervoase, da. Puțin controlate, foarte puțin controlate, în care efectiv prinde fluturi. Iertați-mă că o spun direct. Cum a fost aia cu cei patru care vreau să îl căsăpească? Sau cu niște domnișoare care sună prin ministere și se dau Irina? Sau de-astea, mă înțelegeți? Adică mie că omul scapă boi. Nu știu, sper să ești mai optimist, cel puțin față de mine. Eu sper să reușim până la capăt, să e păcat. Păi... Sunt copii mici care încă trebuie să crească. Da, Vali, adevărata întrebare, dar... deci întrebarea pe care vă pun eu e dacă mai avem pentru ce să luptăm, vorbind de justiție. Că noi luptăm, păi, dar... justiția a cam îngenunchiat-o și cu ordonanța de azi nu știu ce mai putem face noi. Doar să vină altcineva la putere să schimbe legile, iar să dea libertate la justiție. Cu ordonanța de azi... Deci, bună observație, într-adevăr, spre deosebire de codurile penale, acest tip de lege, cum sunt cele trei legi ale justiției sau ordonanța de astăzi care le modifică, nu acționează retroactiv. Și totuși, aici, spunem felul următor. Numai dacă îndeplinesc condițiile astea, de aici procurorii pot rămâne în DNA. Pot fi dați afară din DNA? Cred că nu, adică cred că o astfel de decizie poate fi atacată cu succes de către procurorii respectivi în justiție, da? Dar în același timp mă tem că un rechizitoriu semnat de doamna sau domnișoara Lăcrânjan, în cazul Teldrum, ar fi anulabil. Mă tem că ar fi anulabil. Dar, mă rog, nu sunt un specialist în domeniu și nu vreau să vorbesc, plus că nu uitați, nu știm sigur că acesta este textul, încă n-a apărut în monitor oficial. 0372069599. Bună ziua, Angel! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Răspunsul la întrebarea ta este da, merită, bineînțeles, pentru orice lucru bun merită să lupți. Pentru că, așa cum spuneai, altfel ne așteaptă o dictatură. Și asta mă duce cu gândul la istorie, care permanent se repetă. Mă uit în jurul nostru și observ Turcia, Rusia, chiar și în Polonia și Ungaria, au tendințe din acestea spre... În Turcia e dictatură în toată regula. Nu vă... Este, dar sunt tendințe și în Polonia, da? Și în Ungaria. Și... dacă se ajunge la un control al justiției, populația se va sătura la un moment dat, după părerea mea, și va vota cu un partid de dreapta. Mereu s-a întâmplat așa. Eu știu. Vine cineva și spune, hai să facem ordine. Și tai în carnezie, fără să se mai uite. Și atunci am la o dictatură. La o dictatură de care am fugit acum 20 de ani. Nu, uitați care e problema. Ca să ne înțelegem cu toții, că asta e o treabă care derutează multă lume. Dictaturile în zilele noastre nu mai arată ca acum 30 de ani. Adică nu cred că ar trebui să îl imaginăm pe Dragnea în acel tip de dictatură stalinistă. Că asta a fost dictatura lui Ceaușescu. A avut un caracter stalinist pur. În zilele noastre ne uităm la Erdogan sau ne uităm la Victor Orban în Ungaria, dacă acum le numim regimuri liberale, dar ele de fapt tot dictatură înseamnă. Ce înseamnă regim liberal? Că ai o opoziție acolo, de formă, ai o opoziție, dar n-ai presă liberă, de exemplu, nici în Turcia i-au arestat pe jurnaliști, i-au arestat pe judecători. În partea asta, în Ungaria, și-a pus justiția sub control și treptat a scăpat de presa liberă. Deci ce are în comun cu o dictatură? Are unele elemente, dar mai are și o opoziție politică. Deci nu e partid unic. Asta e diferența.
Mă înțelegeți? Nu e parte, dar spre asta se tinde și istoria din, de dinainte de al doilea război mondial, cam la fel s-a întâmplat în marea majoritate a țărilor europene, au început să răsară guverne dictatoriale și cu dictatorii aferenți în Spania, în România, în Ungaria. Păi, se întâmplă același lucru. Ok, ok. Mie teamă de acest lucru. Deci, ca să nu ajungem aici, să revin la întrebarea ta, ăsta e un motiv, zic eu, suficient pentru a lupta. Și nu păi este, dar nu mai, știți, v-am zis și de asta am introdus și această temă în discuție. V-am întrebat, dom'le, nu cumva am trăit o iluzie cu toții? Adică știm că Laura Codruța Kövesi a fost, adică Dragnea și-a cam găsit nașul cu ea. O perioadă. Atât cât a fost acolo la DNA. După care, până la urmă, a reușit cu ajutorul Curții Constituționale, profitând de faptul că președintele nostru n-a avut ce să facă și așa mai departe, a scăpat de ea până la urmă. Și acum stăm și ne uităm și nu înțelegem, băi, dar unde e marele DNA? Ce se întâmplă cu DNA? Parchetul general, uite, eu sunt un simpatizant al domnului Lazar, îmi place omul, efectiv, eu un om citit, mă rog, a scris și cărți și așa mai departe. Dar mă uit la rezultatele parchetului general și nu înțeleg de ce la două luni, după niște evenimente violente filmate, la mare rezoluție în care se văd fețele oamenilor, parchetul general nu reușește parcă să miște înainte această anchetă. De ce durează atât? Și parchetele astea sunt făcute din oameni. Probabil procurorii de acolo, la un moment dat, și ei oamenii își pun problema, domne, dacă au dat-o deoparte, dacă au înlăturat-o pe, domne, așa, pe doamna Kövesi, da. Păi pe mine poate să mă zboare în orice secundă. Păi da, dar nu de aia ai salariu aproape 200 de milioane de lei vechi. Păi tocmai. Dacă tocmai ești procuror, dacă ești procuror, ești procuror, nu? Ești, vorba aia, magistrat, nu te sperii așa, așa orice golan care a ajuns la putere, mă gândesc. De aia vă întreb, nu cumva am trăit o iluzie și de fapt ei sunt praf și pulbere, justiția asta pentru care noi ne luptăm? Sunt câțiva tineri care ies pe scările tribunalelor și mai protestează din când în când și asta e justiția? Păi se tem, pentru că și ei sunt oameni. Și tocmai salariul ăsta îl determină să facă un pas înapoi, până când vine iarăși un om acolo și le dă curaj. Acum așa cum ne-a dat doamna Kövesi. Mulțumesc pentru intervenție, Angel. 0372069599. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Întrebarea e bună, dacă merită să luptăm. Mm-hmm. Dar răspunsul e altul. Cum luptăm? E o întrebare și asta. Am trezit cu o întrebare. Ordonanța de urgență. Nu știu, nu vorbește nimeni despre asta. Da. E un act normativ emis de guvern în situație extraordinară, a căror, citesc acum, da, a căror reglementare nu poate fi amânată. Da. Care a fost situația extraordinară? Nu știu să vă spun. Se poate invoca faptul că... Ce, habar n-am, nu știu. Se poate... Am zis întrebarea asta, mă, ce e asta ordonanță de urgență? De ce acum? De ce e urgență? De ce a fost urgență? Da. Pentru că peste săptămână urma să dea comisia de la Veneția un punct de vedere pe legile justiției. Și urgența să era să dea ei ordonanță înainte să dea ei punctul de vedere în care probabil că o să-i facă praf. Trebuie justificată. Urgența. Ordonanța de urgență dată trebuie justificată. Urgența trebuie justificată cumva și dacă nu poate fi justificată, trebuie trasă la răspundere. Da, e anulabil, așa cum spuneți dumneavoastră. Poate se poate lupta cumva pe aici. Da, dar trebuie să se miște avocatul poporului. Cunoașteți această instituție, ați auzit de ea? Da, doar avocatul poporului o poate bloca. Eu ce să zic? Avem nevoie de o reformă constituțională în care să depolitizăm... Eu nu mă pricep, dar, repet, în ea să chiar m-am prezit cu întrebarea asta și nu există urgență, nu există. Dacă mă întrebați pe mine, e o urgență să depolitizăm... E o urgență să depolitizăm niște instituții cheie din România, așa cum ar fi avocatul poporului, Curtea Constituțională, însă pentru asta avem nevoie să modificăm Constituția. Și probabil că... Eu zic că e un moment, în momentul în care poate fi tras la răspundere cel care a dat ordonanța de urgență. Adică... Guvernul României? Da? Nu se poate să fie tras la răspundere. De ce? De ce? Pentru că acesta este un act, aceasta este o lege. Mă înțelegeți noastră? Deci cine face legea, da, nu poate fi tras la răspundere. Există o decizie a Curții Constituționale, dar acesta este un principiu, un principiu general valabil. Există o decizie a Curții Constituționale dată chiar după Ordonanța 13 în 2017, în care se arată că nu pot fi investigate,
intenția legiuitorului mai degrabă. Încerc să o traduc cumva pe înțelesul tuturor. Sunt chestiuni tehnice în care n-aș vrea să vă bag foarte mult, pentru că noi aici facem o dezbatere de principiu. Și adevărata întrebare acum, mă gândesc eu, este dacă mai merită să lupți pentru justiția din România. Bună ziua, Gelu. Gelu? Da, te aud, mă auzi? Da, da, da. Acum, da. Întrebarea mea este un pic mai amplă. Se pare că nu doar justiția merită luptat sau mai merită luptat, ci întrebarea este mai merită luptat pentru România? Pentru că părerea mea sau impresia mea este că suntem jucați la două capete, care capete sunt de fapt același singur. Vreți să fiți un pic... Până acum, da, să fiți mai clar. Da, o să spun foarte clar. Am avut până acum impresia că avem un președinte care este opusul celor care elaborează și votează legi. Așa. Și se pare că nu. Președintele nu face nimic. Președintele în Italia, într-o vizită de stat, prima din ultimii 45 de ani, ce vrea să amâne o vizită de stat în Italia? Știi cum este asta, Moise, și o să explic și mai mult. La un moment dat există niște cetățeni nemulțumiți într-o localitate din România, da? Așa. Și vine instituția prefectului și atacă niște chestii în instanță și ce domne, și facem și așa mai departe și dregem și lumea se liniștește. Într-adevăr, deschide procesul în instanță, îl pierde instituția statului cu bună intenție. Ce domne, noi am încercat, dar nu s-a întâmplat nimic. Cam așa se întâmplă și pe bază de președinte. A referitor la președinte. Și mi se pare că oarecumva mascat face jocurile celor, mă rog, care fac acum alegi. Eu am fost un critic constant, poate... după cum știți, al președintelui Iohannis, dar răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta, așa. Deci, de vineri s-a semnalat faptul că urmează o ordonanță de urgență. Oare... Dacă erați Iohannis, ce, nu mai plecați în Italia sau ce făceați? Nu știu cum să spun mai se, dar eu nu aș fi așteptat poziția asta. Dar vreau să spun un alt aspect mult mai important decât ceea ce se întâmplă vis-a-vis de Dragnea și vis-a-vis de, mă rog, cine sunt acum la butoanele puterii. Este modul în care justiția prin, mă rog, judecători și procurori acționează în România, nu de acum. Acum a devenit foarte vizibil, acum este pe față. Înainte... modul de a accede în magistratură la acele examene, denumirea procurorilor și a judecătorilor, au fost influențate în proporție de peste 90% politic. Au fost funcții cumpărate și... De ce ziceți asta? Spun, garantate pentru că asta s-a întâmplat. Bine, hai să vă spun eu cum e. Ai urmărit odată, vreodată, de pildă, să vezi... cum se intră la Institutul de Magistratură și cine intră la Institutul de Magistratură? Da, și eu vă spun în felul următor. Examenul la Institutul Național al Magistraturii este un examen extrem de dificil. Credeți-mă că m-am uitat pe niște teste de ale lor și chiar sunt extrem de grele. Nu oricine intră la Institutul Național al Magistraturii. Pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția că accesul pe funcțiile de magistrați în ultimii, nu mai știu cât, vreo 10 ani, cam așa, 10 ani, s-a liberalizat la un punct, în sensul în care persoane cu experiență în profesie au devenit magistrați fără să fi trecut pe la Institutul Național al Magistraturii. Credeam că la asta vă referiți. Nu la asta mă refer la altceva, Moise. De pildă, doamna judecătoare Camelia Bogdan, exemplu foarte clar, dânsa a spus un lucru pe care normal ceilalți judecători ar fi trebuit să-l urmeze. Așa. Și anume, practica CEDO și, mă rog, din Uniunea Europeană este de a judeca dosarele. La noi, practica judecătorului este de a amâna dosarele. Este o diferență uriașă. Bine. Mulțumesc pentru intervenție, Gelu. 0372069599. Sunt sigur multe probleme în justiție, dar parcă s-a schimbat aerul, cum zice domnul Popescu, că de aia încerc să... Adică nu vi se pare că, domnule, despre ce mai vorbim? Ok, ne agităm pentru justiție, dar care justiție? Spuneți-mi și mie, pentru care justiție ne agităm? Bună ziua! Cine urmează? Florentin. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Întotdeauna merită să luptăm pentru România și pentru oamenii care mai trăiesc aici. Din păcate, nu cred că domnul Dragnea este autorul planului pe care acești oameni îl pun sistematic în aplicare de 2 ani de zile. Cred că are o echipă foarte bine conturată și antrenați în a ne învrăjbi unii pe alții. Suntem o țară coruptă de la nivel înalt până la oamenii de jos. Nu cred. Suntem o nație dezbinați, nu dorim să fim uniți
Și primul lucru care ne poate conduce, ne-au dezbinat, unii împotriva altora. Dumneavoastră sunteți corupt? Nu sunt corupt, dar când mă duc, de exemplu, la primărie, da, nu sunt corupt că lucrez în mediul privat. N-am uh-huh. cine să mă corupă că n-are cu ce. Uh-huh. Dacă mă duc oriunde în România, începând de la, să zicem, poliția rutienă, primării, spitale, suntem învățat a da bani. Peste tot. Asta este mentalitatea noastră. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că există, eu sunt de acord cu dumneavoastră că există o clasă politică, să-i spunem mai degrabă, sau și bugetară, politică și bugetară, deci nu toți bugetarii și nu toți politicienii, ci o intersecție acestor două, care are această meteahnă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să trageți concluzia că suntem o țară coruptă. Suntem o nație slabă. După 10 august, în care acei oameni au bătut în piață, da, ce am făcut? Am stat și ne-am uitat pe Facebook, am urmărit comentarii și am urmărit ce spunea presa străină despre noi. Dacă a doua zi ieșeam în toată țara 1 milion de oameni, se schimba ceva sau nu? Au trecut 2 luni. Nu se știe cine sunt autorii. Doamne, s-a schimbat. Haideți să vă spun. Deci noi ieșim în stradă și zicem, hai, pleacă Dragnea sau ce strigăm noi acolo? Ciuma roșie sau ce mai strigăm noi? Demisia guvernului sau mai știu eu ce. Ceea ce s-a produs după 10 august este totuși o ruptură în PSD. O ruptură în PSD care îl poate duce pe Dragnea la un final al puterii sale asupra României, că ce e la el în partid nu mă interesează. Nu s-a întâmplat atât de repede, pentru că într-un mod foarte inteligent, cum chiar dumneavoastră ați observat, a introdus diversiunea aia cu referendum. Și noi am început să ne certăm în noi, domnule, că familia tradițională, că homosexualii, că să vezi că nu știu ce. Și a reușit în felul ăsta, a câștigat, domnule, aproape o lună cu chestia asta. De fapt, o lună încheiată cu chestia asta, cu referendum. Nu i-a ieșit cu referendumul, că dacă ieșea, probabil că acum, nu mai vorbeam de ordonanță pe legile justiției, vorbeam direct de o ordonanță de amnistie care îl scăpa și pe el și toată clasa aia, care cine știe ce o mai fi făcut, politică și bugetară. Vorbim de o modificare care introduce haos în parchete. Haos în dosarele existente și în dosarele viitoare. Pe de altă parte... Gândiți-vă la un lucru. Da, spuneți. Da. Gândiți-vă la un lucru. DNA-ul, de când a fost dată doamna Codruța afară, n-ai mai auzit la televizor de niciun dosar mare ca să fie instrumentat. Oamenii aceia, mă gândesc, care sunt procurori acolo, le este teamă. Această teamă a insuflat-o la toată justiția din țară. Pentru că la un moment dat te gândesc, pentru că s-ar putea să fie în locul acelei persoane sau să-i se fabrice un dosar de către cineva. Culmea este că, de acum, ca zis dumneavoastră, mi-am amintit, e o singură chestie notabilă pe care a făcut-o DNA în perioada asta. Culmea, tot procurorul Lăcrânjan a redeschis dosarul privatizării Teldrum. A câștigat la înalta curte, da? Știți? Ați auzit de chestia asta? Privatizarea dosarului Teldrum. E foarte interesant. Acolo a fost o pasă, gol, Liviu Dragnea centrează, Liviu Dragnea marchează. Ceva de genul ăsta. Dar, sigur, sunt supoziții, sunt informații pe surse. Nu vorbim de anchete terminate, trimise în judecat. Încă. Okay. Domnul Dragnea este atât de fin, fiptul bine în România. Mai o secundă și v-am lăsat, că sunt foarte mulți ascultători care vor să vorbească. Domnul Dragnea nu va face o zi de pușcărie în România. Poate va scăpa la un moment dat, pentru că omul are foarte multe relații și peste foarte mulți oameni are la mână. O să-mi dați dreptate mai târziu sau mai devreme. O să vedem. Omul acesta este foarte diabolic. Foarte diabol. Bine, mulțumesc, Florentin. Nu știu dacă e așa, dacă lucrurile stau așa. Cert este faptul că noi toți așteptăm să se termine acest coșmar. Hai, domnule, o dată, să se termine. Hai, că poate o mai fi până la alegeri. Poate se termină peste 2 luni. Domnule, nu pare să se termine. Din contră. Pare să-și creeze pârghii. Deci, pe măsură ce noi toți zicem, băi, Dragnea, pică, nu știu ce. El pare să-și creeze pârghii în adâncime. Pe termen lung. Acum, dacă or fi pentru el sau pentru altcineva, vom vedea. Cătălin, bună ziua! Salut, bună ziua! Da, eu îi dau dreptate lui Florentin cu corupția. Eu un om ajuns, degeaba îi dai tu înainte că nu crezi, că nu știu ce. Dacă zici că nu crezi, înseamnă că nu trăiești în România, măi. Ce am zis că nu crezi în ce? N-ai cum să nu crezi că nu suntem o țară coruptă. Nu suntem o țară coruptă. Du-te la primărie și încearcă, îți spun eu, du-te la primărie și încearcă să schimbi buletinul. Și dacă vrei să stai la coadă,
stai la coadă, dar aștepți două săptămâni. Dacă te duci și dai o șpagă unde trebuie, că nu sunt ăia micuți. Ăia micuți care nu pot să facă. Doamne, nu lucrăm toți la primărie în țara asta, nu înțelegeți? Nu, eu ți-am dat un exemplu. Păi nu, presupunând că toți bugetarii și politicienii din România ar fi corupți, tot n-ar fi decât un milion din 18 milioane. Cum să zicem că suntem o țară coruptă? Da, și ăilalți suntem bolnavi de durere în fund, Moise. Înțelegi? Irecuperabili. Suntem bolnavi de durere în fund. De ce să mă duc eu să votez? De ce să mă duc eu să a trebuit să vină diaspora 100.000 de oameni din exterior ca să ne facă nouă, să ia aia bătaie ca fraierii în piață acolo, că românii au stat și s-au scărpinat la să nu zic unde. N-au fost mai mult de câteva mii din diaspora. Restul am fost din țară și din București. Moise, da. Îți spun eu că au fost cel puțin 20-30 de mii din diaspora au fost. Diaspora a făcut chestia asta. Față de 150 de mii câți am fost acolo în piață, pe bune, nu? Adică, ce negociem aici? Eu vă întreb pe dumneavoastră, mai merită să luptăm pentru justiție și dumneavoastră zice că suntem o țară coruptă. Suntem o țară care nu merită efortul meu. Coruptă, care crezi că e răspuns? Nimeni. Deci țara asta nu merită prețiosul meu efort. Asta a spus dumneavoastră. Da, nu merită. Pentru că am luptat în 87, sunt brașovean, am luptat în 87, am luat bătaie de la securitate, am luptat în 89, mi-au murit prieteni buni, au rămas mame și copii în urma lor. Și acum să-l văd pe ăla de 25 sau 26, general, nu da. Vorbesc în general, da. Să-l văd că stă și se uită pe margine și stă pe Facebook și când îl întreb... Doamne, știți care-i treaba? Uitați, iertați-mă, noi am avut aici... Pe care le-am dat. Vă rog să mă iertați, pe care le-am dat. Nu vă înșelați. Știți cum? Sunteți într-o eroare din aia cât casa pe care fiecare generație când ajunge în apus o face. Noi am făcut în mod demonstrativ aici la Europa FM, acum două săptămâni, o săptămână și un pic, am făcut o bătălie a generațiilor. Și toți am fost de acord. Am auzit, am urmărit. Așa, dar în același timp noi nu observăm că, de fapt, revoluția asta în DNA, da? Și, de fapt, în România, că România a trecut printr-o revoluție în ultimii, nu știu, 7-8 ani, să spunem așa, din punctul de vedere al reformei din justiție și al luptei cu corupția, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la daci și de la romani încoace. Dar noi nu observăm că procurori tineri și curajos, pe cât avea Chioveșia cu 10 ani? Avea 35 de ani. Moise? Doamna asta, Lăcrânjean, are 30 de ani acum, dumneavoastră înțelegeți? Deci a luat un dosar Dragnea la 26 de ani, 27 de ani? Da. Și dumneavoastră ziceți că... Foarte mulțumit. Și atunci de ce dați cu pietre și ziceți că e o generație care stă pe Facebook, domnule? Sunt 1%, Moise. Nu, eu vă spun în felul următor. Că în momentul în care vă poziționați așa prețios și ziceți țara asta nu merită să mai lupt eu pentru ea. Uitați-vă în jurul vostru și vedeți dacă merită toți ăștia. Din secunda aia ați greșit. De fapt, noi trebuie să întindem o mână peste generații și mai ales ăstora tineri pe care îi scoate Tudorel Toader din parchet, ca să rămână cu toți speriații de vârsta mea și de vârsta tatălui meu, poate. Spune-mi tu, 120.000 de oameni au fost de ajuns pe 10 august? Da, domnule, au fost de ajuns. N-au fost de ajuns. Nu putem întotdeauna să înțelegem istoria atunci când ea se pricepe, când se petrece. Mai trebuie să mai treacă un pic de timp, mai vedem, mai analizăm. Adevărata întrebare este ce facem acum, stimați ascultători? Ce facem mai departe de aici încolo? Da, a fost un mare eveniment pe 10 august, să știți. Am obținut mult și la fiecare astfel de ieșire în stradă, când ne întâlnim noi cu noi și ne dăm încredere unii altora, se consolidează o conștiință a unui grup, dacă nu chiar a unei națiuni, care ne ajută să mergem mai departe și să trecem peste astfel de evenimente grele, grele. Adrian, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Domnule, ce să vă zic despre țara asta noastră, că este foarte inflamată. Uh-huh. Este. E inflamat, nu mai există încredere în justiție, nimic. Singura soluție... Da. Data de 7 a ieșit cineva la vot, nu mai contează votul nostru, cum n-a contat votul nostru nici în 2014. Mm-hmm. Atunci când a fost. Da. Vă înțelegeți? Nu, dar continuați că poate vă înțeleg până la urmă.
Domnule, sincer, acum și oamenii ei care ies în stradă și fac gură nu pentru câțiva zeci de lei... Vorbesc eu cu ăsta că nu ești capabil. No, ia, discut. Alo. Vă mulțumesc. 0372069599. Dumitru, bună ziua. Dumitru, salutare. Bună ziua, vă ascultăm. Nu fac politică, nu mă pricep foarte, foarte bine la cuvinte, dar eu cum văd situația este în felul următor. Dacă în momentul de față îți exprimi nemulțumirea singur în stradă, ești arestat. Dacă ne exprimăm mai mulți aceeași nemulțumire, suntem cazați și bătuți, se pare că nu reușim singuri. Și cred că da, generația celor tineri din justiție, din de la bugetari, de la cei care vor un viitor, cred că ar trebui să ni se alăture și să nu mai dea curs tuturor, inclusiv acum, modificărilor ăstora legale. Eu cred, refuz să cred că nu putem să facem chiar absolut nimic. Vă ascult. Vă ascultăm toți. Vă ascultă poate... sute de mii de oameni în țara asta. Veniți cu ideea aia genială. Eu asta zic. Eu asta hai zic. Să claxonăm poate toți o grevă, la ora o grevă, poate o grevă la nivel național din partea celor din justiție, din partea procurorilor, din partea... Ei n-au voie să facă grevă. Dacă fac grevă, încalcă legea. Poate că trebuie să facă. Păi ei nu încalcă legea cu tot ceea ce fac. Știu, dar magistrații sunt cei care dau, cum să zic eu, nota. Ei nu lucrează decât cu legea în mână. De aceea eu nu cred că magistrații vor face grevă. Legea asta este strâmbă. Da. Ar trebui ei să spună că nu este bine ceea ce se întâmplă. Magistrații? Să nu accepte așa ceva. Hai să ne uităm, hai să mergem mai departe pe consecințe, Dumitru. Hai să construim împreună. Deci eu vă spuneam în felul următor. O parte dintre procurori o să plece. Partea rămasă o să plece de ce? Pentru că le-au pus niște condiții, deci scapă de ea tineri. Și de ea mai în vârstă la jumătatea anului, mai în vârstă însemnând cu 20 de ani vechime. Între 20 și 25 de ani vechime. Practic se creează, știți cum, cam jumătate din procurori. Într-o jumătate de an România rămâne fără jumătate din procurori. Și spuneam eu, logic, nu? Ceilalți procurori vor avea și mai multe dosare. Ce rezultă cu necesitate după aceea? Ce rezultă? Rezultă că peste tot îndepărtează pe toți care sunt împotriva lor. Dom'le, rezultă o amnistie. Rezultă o amnistie cu necesitate. Pentru că procurorii rămași nu vor mai face față atâtor dosare. Ca să facă chestia asta, da, își lasă acolo ceea ce au nevoie. Ei nu o să mai facă față și atunci am salvat situația și am dat o amnistie și uite, oamenii rămași fac față la ceea ce este rămas, dar rămâne hoțul ăla de buzunare sau ăla care fură o găină, cum e vorba în popor, și face 7 ani de zile, iar alți râd prin țări străine. Nu o să rămână nici aceea, adică, acum, sigur că da, întrebarea pe care v-am pus-o eu astăzi a fost un soi de capcană, așa, adică dacă mai merită sau nu mai merită să luptăm pentru justiție. Adevărul este că, indiferent cum ar fi justiția în România, de fapt, oamenii au ieșit în stradă pentru o justiție corectă. Cât era ea de corectă pe vremea când era Chioveși, cât e astăzi de corectă după ce Chioveși nu mai este la DNA, după ce procurorul general Augustin Lazăr se luptă cu ministrul justiției. Astea sunt, dacă vreți, așa niște marcuri în timp. Adevărul este că noi, generația noastră, are această datorie de a duce mai departe această luptă. Ea nu se termină niciodată. Avem nevoie de o justiție independentă în România și acest obiectiv nu poate fi abandonat, deși foarte probabil că ne va lua un deceniu de aici încolo să refacem lucrurile măcar la nivelul la care erau ele acum 3, 4, 5 ani. Măcar acolo să le aducem, să le aducem înapoi, astfel încât să existe speranță că o să avem într-o zi autostrăzi. De ce nu avem autostrăzi? Bani avem, uite, dar nu se băia de la UE, nu se pot fura. De ce nu avem școli? De ce nu avem educație? De ce nu avem sănătate? De ce nu avem nivel de trai? Pentru că în România banii sunt doar pentru două lucruri. Unu, ca să-i fure guvernanții și doi, pentru mituirea electoratului celor care urmează să fure banii de autostrăzi. Logica este atât de simplă. Cine poate împiedica toate astea? Doar o justiție independentă. Așa că s-a terminat, dar bătălia continuă.
Ați ascultat România în direct la Europa FM.